Alături de mine și le mulțumesc frumos pentru prezență. Basara Panduru, Meme Stoica, bună seara, domnule. Salut, bună seara. Am văzut echipa și aș vrea să începem de la echipa noastră. Este exact aceeași echipă pe care am avut-o în meciul cu Belgia, deci al doilea meci de la European. Cu Niță în poartă, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Marin, Marin, Stanciu, Man, Drăguș, Mihăilă. Pandi, deja începem să ne aducem aminte că peste 2 ani, da, vom ști echipa asta. Ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Adică ne aducem aminte, da, cred că prin cât? Prin 2000 mai știam noi o echipă de la un capăt la altul. Să știm că doar, nu știu, mai vine unul pe care îl punem acolo. Aici, în cazul de față, probabil Coman în stânga. Poate sau în stânga, Yannis da. Hagi undeva în da. Partea dreaptă. Da. Dar în rest... Dar nu știu dacă începe titular, adică parcă da, Manie... Da, dar în rest deja cam știm câți, 8, 9, cu Man 10, da? Deci cam știm, hai să zicem 9. Hai și zicem parcă 9. Arătăm și mai bine decât anul trecut, pentru că deja Man, Mihăilă au trecut la Serie A. Corect. Rațiu care joacă mai mult decât anul trecut. Drăgușin Marin care joacă la Cagliari. Marin juca, da. La Empoli a avut o perioadă în care n-a jucat foarte mult. E un om care joacă în ultimul timp. Stanciu joacă titular, l-am văzut acum într-un sistem 4-2, cel puțin așa era dat, 4-2-3-1, da. Iar el era unul dintre aia 2, adică la mijloc. Sus avea vreo 3 jucători de culoare. Marius Marin, care pare că, indiferent cine vine, el este acolo numărul 6. Drăgușin Burcă deja consacrat și Bancu, că nu ai funda stânga, teoretic. Acolo e Sorescu acum, parcă rezervă, nu rezerva lui Bancu. Altfel, nu ai acolo fundaș. Să fiu sincer, îmi aduc aminte ce am văzut la Euro și înainte de Euro toată lumea spunea, domne, Bancu nu prea așa, nu prea... Când l-am văzut pe Mogoș sau când l-am văzut pe Burcă, ne-am dat seama cât de bun e Bancu. Adică Bancu e lumina acolo. Păi față pentru că ei doi, exact, ei doi oameni care n-au nicio treabă Burcă, cu zona respectivă. Care a jucat când eram mai mici la Botoșani acolo în stânga, adică de mult n-a mai jucat poate în partea stângă. Bancu care vine din extremă. Bancu, da, e adevărat. Probabil că da, nu este atât de bun fundat. Cu postul față de ceilalți. Da, Drăguș care ieșe la Trabzon. Acum am văzut parcă 8 meciuri în toate competițiile, dacă nu greșesc, un singur gol marcat în Europa League, parcă. Niță în poartă. Aici este singura mea nu problemă. Unde, la Niță? La Niță. Da, îți spun de ce. Pentru că după Euro, clar că el a fost bun acolo, te așteptai să apere. Dar în momentul ăsta are un singur meci la Damac. Meciul ăsta cu Hilal, pe care l-au condus, cred că la un moment dat, cu 2-1 și l-au pierdut cu 3-2. Și mă gândeam că vrei deja să pregătești campionatul mondial din 26. Okay. Da? Și în momentul ăsta, după ce s-a întâmplat în începutul ăsta de sezon, Târnovanu părea că este cel mai în formă. Foarte multe meciuri în începutul ăsta de sezon. Câte aveți? Vreo 16 sau câte aveți până acum? 8 și cu 8, 16 meciuri, nu? Cam pe acolo bănuiesc, da? 16 meciuri. Față de un meci Niță. Bine, da? Și dacă era în Turcia avea câte? Două? Sau după trei? Care 37 de ani, da? În 2026 ai 40 de ani. Mă gândeam că eu așa vedeam lucrurile. Liga Națiunilor e perfect pentru al debuta și pe Târnovanu, l-ai pe Niță acolo lângă tine să te ajute tot timpul, să fie lângă tine și să crești ca în 2026 probabil să avem deja portar. Dar mergem în continuare pe Niță pentru că a apărat foarte bine la campionatul european. Meme, cum vezi echipa, ai fi făcut, nu știu, ai fi văzut vreo modificare? Pentru că practic este scheletul, dar nu doar scheletul, este cam 90%, Edi Iordănescu. Lipsește doar Edi. E lipsește doar Edi, da, asta spune. Deci singura schimbare e la nivelul băncii tehnice. Da. Aș adăuga aici că Marius Marin e lider în Serie B cu Pisa. Dar mă uitam la distribuția kosovarilor. Că-l căutam și eu pe Rahmani. Păi ce? Păi de n-ai cum să joci. Da, trei acolo, n-ai. Nu, dar față de meciul de la București, au două noutăți.
Rechbecai, care, mă rog, joacă la Augsburg, și Aslani, care joacă aduce Liga la 2, nume, nu? Sau unde aduce la, da, la Elversberg. Da, are 4 meciuri, 4 goluri, cred că. Da. Și probabil că de-aia la... Că mă gândeam că joacă Murichi cu Rahmani în față. Să joace un 4-3-3. Da. Sau 4-4-3. Au Rașița, au Jegrova. Da. La momentul ăsta au doi jucători în mare formă. Da. Bine, Aslani marchează în Zweite, și asta e important, dar Murichi marchează în dauna Realului Madrid. Jegrova califică Lille. Lille, da. Și Lille chiar a fost, ăla, aia a fost dublă. Știi că vorbeam înainte de meci că nu ne gândeam că vreodată că au șanse Slavia. Slavia a făcut un meci fenomenal. Da, la retur. Băi, fenomenal. Zegrov a dat și. Și în retur. Da. Practic el e artizanul. Sunt oarecum surprins. Cei patru apărători erau clari. Nu cred că se punea problema ca cineva să vină cu o idee nouă pe cine să scoate din echipă. Că toți patru au fost ok și cam singurele variante. Că noi am zis doar de Bancu că e singura variantă. Dar cam singura variantă e și Rațiu. Că dacă tu gândești că joci pe benzi, îți trebuie fundaj lateral care au aport ofensiv, sunt singurii fundaj lateral cu aport ofensiv pe care avem la ora actuală, Rațiu și Bancu. În stânga chiar nu avem nimic. M-a surprins cumva faptul că l-a trimis în tribună pe Kipciu, pentru că totuși Kipciu joacă la echipa stânga. De club, fundaș stânga. Și nu există niciun alt jucător în lot care să joace la echipa de club fundaș stânga. Dar astea sunt detalii. Poate că va apărea în luni cu Lituania, nu știu. Rezerve la naționala noastră avem așa. E de citit și banca de rezerve. Alibec, Târnovanu, Ghiță, Mitriță, Olaru, Coman, Manea pentru partea dreaptă, da? Artean, Sorescu, Pușcaș, Popescu și Hagi. Da. Pe iar la, iar la Kosovari e și Selmani de la Dinamo. Da, corect. Asta chiar că e, da. Deci Dinamo a început să aducă jucători care ajung în echipele naționale. Și asta e un lucru mare. Sunt foarte curios dacă ne vom exprima altfel. Noi ținem bine în minte meciul de la... A fost meciul moldovan în Kosovo, la Priștina. A fost meciul moldovan, că a fost o ploaie... Și un gol mare anulat și, pentru Kosovo. Mă rog, gol anulat. Dar el a avut câteva intervenții foarte, foarte bune. Că, dacă nu mă înșel, chiar înainte de meciul ăla s-a pus problema cine să apere. Și Leo Toader a venit cu propunerea, Edi a confirmat și a apărat moldovan. Cam toată lumea se gândea că e foarte riscant să apere moldovan după evoluțiile pe care le-a avut în campionatul nostru. Da. Că făcuse gafe multe. Voluntari. Mari de toți. Mari. Și n-avea nici talie, n-avea nimic. Dar uite că aia a fost începutul ascensiunii lui moldovan. Care acum a ajuns totuși la Sassuolo. Chiar dacă se doar s-a antrenat cu o echipă mare. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară, apoi revenim, îl vom asculta și pe Ionuț Lupescu ce spune despre naționala noastră și vom vedea niște imagini absolut senzaționale cu Mircea Lucescu. Da, suntem din nou în direct, continuăm discuțiile și vă promiteam niște imagini absolut spectaculoase cu Mircea Lucescu, dar nu doar cu Mircea Lucescu, cu întreaga noastră națională, sunt imagini din 1984 și... Așa cum era bine atunci, totul este la un grătar la câmpul lung moldovenesc. Aici vă dau și test. să-i descoperim pe toți. Sunt imagini și mulțumesc pe această cale lui Mariano Laianos. El m-a ajutat cu aceste imagini. Haideți să vedem, îi ghicim. Gino, Gino, n-ai cum să nu-l... Căpătare, nu, în spate. Cami la fel și acum. Vă faceți probleme, are ochelari, dar este la fel loți. Ia pe minerală, nu vă faceți probleme. Rednic. Tocmai ne-am întâlnit cu el. Rednic Mateuții cu spatele. Da. Asta e Silvică, cred, așa cu... mare. Dar micii buni, adică văd că... Mișa Dumnezeu să-l odihnească. Romică Gabor. Nianai. Negoro pe spate. Nianai, da. Nu știu pe doamna. Pe doamna nu știe nimeni. Țețe Moraru. Nea Mircea. Nici că e la Zupan, dar nu, uite mă, n-ai cum. Costică Ștefănescu, dumneavoastră să-l ierte și pe el, fantastic. Gică. Asta era trupa Tineretul. Tineret Mândrie. 19 ani Gică. 20 Belu.
Marcel Coraș era... Uite, mă. Știi că era foarte slab la început? A fost foarte slab la fizic. Gino, am văzut că supraveghea... Da. Făceam mușdeiu. Mircea Lucescu făcea mușdeiu aici. Chiar e frumoasă asta. Silviu, că era cu, era cu frigăruia. Frigăruia, mă. Bă, știi cine e? Era doctorul Ardea. Asta cred că e la Câmpul Lung Moldovenesc. Câmpul Lung Moldovenesc, 1984, exact. Era, păi am, era, am... era Costi, doctorul Ardeleanu de la Câmpul Lung Moldovenesc. Mă, dar și genul ce slab era atunci, nu? Deci bă, mergea la Bistrița, la Oradea și Câmpul Lung Moldovenesc. Avea meciuri cu echipele deci, locale. Deci doctorul Ardeleanu din Câmpul Lung Moldovenesc, un om care a fost foarte apropiat de conducerea federației mereu. L-am, am avut onoarea să-l cunosc. Chiar să fim foarte buni prieteni mulți ani. Nu mai e nici el printre noi. Răzvan? Hă? Da? Nu-i Răzvan? Da, da. 84? Chiar el. El e. 84 cred că avea și o sticlă de Pepsi, dacă am văzut ani. Bine. 15 ani avea. Era Răzvan. Greu să prinzi atunci o sticlă din asta. Da. Era aur curat. Da. Da, mă, 84. Gheorghiță? Gheorghiță Giolgău, da. No, deci imaginele uite, sunt absolut... Cori s-a pătat pe ea. Dar ce tricou avea? Cu Spania. A Spania. Cu Spania, da, cu Spania. Le Coq Sportiv era la Spania. Ma. Mergeau frigăruile. Vezi, așa s-a, așa s-a făcut treaba. Cu o frigăruie, cu un grătar. Și acum se fac astea. Și acum se fac. Și acum se fac. Știi cum se și zi? E și un cuvânt inventat mamă, pentru asta, Gino, că se face uneală. Da? Gino, ce slab ce era. Ce slab era, da. Da. Ne aducem aminte, ne aducem aminte, ceasul, apropo de... Ceasul bun. Deci 84, 84, 2024, 40 de ani. Da. Ando? Ca, a, nu. Ca să ne a? Dăm seama am văzut un, nu, și de vârsta pe care o avea Mircea. Uite-l pe Chiosi, uite-l pe Aurică Țicleanu. Aurică Țicleanu, da. Ba. Bă, dar o mică gavă, ce termen era și el. Formin, da. Nu, necotic. Prea mare calitate de fotbalist și de om, Costică Ștefănescu, cum rar se întâlnește așa ceva. Da, și pentru că am avut inițiativa aceasta și, repet, îi mulțumesc lui Marian Oleanus pentru imagini, mai avem un material oferit tot de el și trebuie să-l vedem. Este un reportaj făcut de o televiziune din Italia, apropo de ceea ce a însemnat Mircea și ceea ce înseamnă Mircea Lucescu. Una passione per il calcio italiano e anche posso dire anche che lo amo. È un calcio, si dice che è il migliore del mondo, è vero questo, per tutto quello che rappresenta questo calcio come complessità. Ci sono tanti giocatori stranieri, Maradona, Careca, Gullit, ecco, tanti altri giocatori italiani che stanno venendo su alla ribalta. Secondo lei qual è il miglior prodotto, il miglior calciatore o i migliori? Ma il prodotto di questi stranieri che sono in Italia c'è la squadra dei vicini, perché senza questi calciatori la squadra dei vicini non era quella che è oggi, perché l'altra squadra, quella di Berzot, era una squadra fatta del campionato italiano, senza stranieri, è vero, ma con i grossi campioni, ma questi che sono venuti oggi fuori, loro sono condizionati di stranieri che sono nel campionato italiano. Io credo che sarà una grande squadra tra due o tre anni. Parliamo un po' del calcio che piace a lei come tecnico, un tecnico che ama un calcio moderno fatto di movimento e di zona. Sì. Oggi chi non può fare movimenti sul campo è impossibile di fare i risultati, perché hai visto giocando contro una squadra italiana come questa, che tutti stanno dietro e aspettano il contropiede, allora sì, noi fai questi movimenti, questi schemi, queste combinazioni del gioco, questi automatismi, è impossibile arrivare davanti alla
porta avversaria. Ecco, è importante per giocare a zona, per fare un calcio spettacolare, avere dei grandi campioni, oppure si può fare del calcio anche con dei giocatori normali, diciamo? Tutto dipende del quello che loro imparano, perché tutti possono ragionare, questo è un calcio di ragionamento, non è solo un calcio dell'uomo a uomo, dell'individualità sull'individualità. Sì, necessita più di sincronizzazione il gioco, di relazioni di, umani anche, relazioni il gioco. Il calcio del futuro qual è? Quello della zona o quello della classica marcatura uomo col contropiede? Sì, questo è difficile da dirlo. Dipende che cosa aspetta del calcio. Sì, solo i risultati, allora per il momento è quello dell'uomo all'uomo. Si pensa al futuro, avere un po' di tempo per fare la squadra giocare, imparare a giocare la zona, allora sarà non solo i risultati ma anche il spettacolo. Da, l-am ascultat pe Mircea Lucescu în 1988. Se numește televiziunea care a făcut acest reportaj Tele Monte Carlo. Nu mai există în acest moment, nu mai există de foarte mult timp. Dar ne dăm seama așa de cât de important a fost și este Mircea Lucescu. Mie mi-a spus Aurel Țicleanu, care a lucrat cu el în perioada aia, că era un vizionar, era un pas înaintea tuturor. Să vorbești italiană la nivelul ăsta în 88. Că dacă era în 91, se spunea, bă, a vrut că voia să plece. Păi în 88. Da. Dai seama că se documenta în permanență și avea o grămadă de materiale filmate de a învăța italiana. Că nu putea să... Nu a învățat-o la școală. A învățat-o... Rusă poate învăța la școală. Rusă, da. Franceză cel mult. Franceză, engleză. Engleză nu prea. Noi engleză deja, înainte franceză, de 90. Eu deja am prins franceză-engleză. Da. Franceză-engleză? Da. Franceză, chiar și eu am da, prins. Din a doua chiar și din a cincea, din a doua parcă făceam. Din a doua făceam da, o limbă și a cincea, a doua da, limbi, cred că da. Engleză din a cincea. Da, da franceză-engleză. Franceză-engleză. Da, italiană, nu. Vorbesc germană italian, foarte rar. Da, germană foarte rar. Eu am să aminte că eu am făcut engleză și franceză în școală și în liceu și după aia la facultate ne-au pus să alegem germană sau rusă. Deci tu ai fost exact cum trebuie. Și am zis ok, dar da. Nu mă... Da, da așa sau asta însemna Mircea Lucescu înainte de 1990, epoca aia grea în care nu prea îți permiteai să... În miști în front. Ei bine, Mircea Lucescu mergea cu Dinamo, ați văzut, în Italia, juca meciuri amicale și avea parte de un astfel de reportaj și am văzut viziunea de atunci, apropo de ceea ce explica, de felul în care vedea fotbal, felul în care simțea așezarea în teren și tot așa. Sunt multe de discutat, ne-am bucurat de niște imagini absolut fenomenale. Cred că, da, trebuie să mai luăm un moment de publicitate și apoi vom reveni, ne vom continua discuțiile despre România. Suntem din nou în direct, îl ascultăm puțin pe Ionuț. Nu pleacă cu minge la picior. Mircea Lucescu întotdeauna i-a plăcut să facă exact diferit față de tot ceea ce spune media și ceilalți antrenori și bineînțeles că este un atur, pentru că e o chestie în care dă o șansă jucătorilor care au fost refuzați la echipa națională. Iar și aceștia sunt pus sub presiune și trebuie să demonstreze că, într-adevăr, vor să vină. Cred că acum depinde numai de Mitriță dacă este cu inima și cu gândul la echipa națională. Pentru că știm foarte bine, știe să joace fotbal. Important este atitudinea lui. Ce părere aveți de decizia luată de Horațiu Moldovan? Eu cred că e o decizie normală pentru el, pentru că din moment ce a pierdut echipa națională plecând la Madrid, își dorește să apere din nou. Nu știu acum dacă a avut de discuție cu Mircea Lucescu pe tema aceasta, probabil că a avut-o și e normal, pentru că s-a dus la o echipă unde încearcă să se impună și să apere. Dacă nu va apăra nici aici, cred că va avea o problemă. Denis Man a început excelent sezonul în Serie A. E în momentul de față el vedeta pe plan ofensiv a naționalei noastre? Nu știu, dacă eu nu cred că în primul rând că avem vreo vedetă la echipa națională și
cel mai important este ca să fie în formă și să joace. Și cred eu că ar trebui să vină cu o încredere și cu un devotament și mai mare la echipa națională. Situația lui Ioanis Hagi. Marea problemă pentru noi este că nu joacă, asta este marea problemă și totuși Mircea Lucescu l-a chemat, probabil ca să-l cunoască mai bine, să-i dea o încredere. În general trebuie să la echipa națională să vină jucătorii care joacă și să-i impună străinătate. Dar cred că aici a făcut o excepție și pentru mai ales că este prima lui selecție ca antrenor și vrea probabil să-i cunoască pe toți. Eu cred că e logic atunci când nu joci să nu poți să vii la echipa națională, dar Mircea Lucescu v-am mai spus eu că el face multe lucruri invers. Am ascultat pe Ionuț Lupescu, Pandi. Bun, aceeași echipă ca Edi Iordănescu, jocul îl vezi într-un alt stil? Nu știu dacă ai timp în câteva zile să faci alt stil, să vedem ce vrea. Probabil că posesie înțeleg că o să facem mai multă. Să vedem, că nu pot să-mi dau seama ce pot să facem în puținele astea zile pe care le-a avut la dispoziție cu jucătorii. Meme, gazonul, din ce am văzut toate informațiile, unul hibrid, dar mai mult sintetic decât natural. 90 cu 10 e sintetic. Unii zic 70-30, da. Unii zic 90 cu 10, dar oricum e mai mult, e clar că e mai mult. Eu asta nu prea le înțeleg cu... Da, mă rog, eu înțeleg dacă se dau atât de mulți bani la participantele la competiție, de ce nu sunt obligate toate? Păi, da, mai ții minte gazonul când am jucat cu ei? A fost sub orice critică, știu, era... Ții minte când a jucat parcă Kosovo cu Israel, că era ceva... Da, corect, nu puteai să împingi mingea, rău, să rămânea da. Mingea în... Da, mă gândeam acum că rămâi cu sigur fundaș stânga și în partea stângă în față ai Mihailă, Coman Mitriță. Și Mitriță, toți trei care sunt în formă foarte bună, mă rog. Hai, e... Da. Păi nu-l bași pe Sorescu acolo, în stânga? Dacă ai nevoie. Fundaș stânga. Dar nu e fundaș stânga asta. Da, dar el parcă ar fi singurul care bine, poate să joace. Chipciu nu era fundaș stânga, păi propriu zis. Chipciu joacă de 2 ani. Joacă la club, da. De 2 ani joacă fundaș stânga. E fundaș stânga dacă s-a tras acolo. Dar în rest chiar nu e niciunul. Nu, așa, curiozitate, nu de altceva. Oricum n-aveai ce să iei. În ultima vreme chiar l-am văzut pe Florin Ștefan, parcă mai bine chiar dacă echipa e și pe o cădere. Da, nu știu ce să zic. Nu știu, te tot gândești cine ar putea să fie. La Ștefan mă gândesc că are și fizic momentul în care știu joci cu unii cu care trebuie să stai puțin mai jos și ai nevoie și de jucători în dueluri aeriene, dar mă rog. Da, dar mi s-a părut mereu că Ștefan nu a putut să treacă peste momentul ăla de la 21, da? Nu s-a dus în sus deloc. Nu a reușit să facă. Acum ok, nu, joacă. Acum mi s-a părut că e mai... Nu, chiar acum, nu anul trecut, acum mi s-a părut parcă mai bine. Parcă cu, da, dar nici nu e acolo. Ori Ștefan, ori Opruț, da? Și jucători care joacă meci de meci. Adică la Dinamo Opruț deja joacă meci de meci. Și atunci trebuie să-i încalc cu jucătorii ăștia care de acum încolo vor juca pentru postul ăla de fundaș stânga. Că în rest n-ai pe cine. Panțăru, da? Ușor, joacă titular, Panțăru acum. Da. Radunovici rezervă, Panțăru titular și ce să mai sunt multe meciuri. Noi suntem singurii cu multe meciuri. O să multe rău. Multe rău. Da. Pandi, scor. T-aș vrea 2-1 pentru noi, dar pare greu, zic 1-1. 1-1, ok, meme. Eu mi-aș dori să nu luăm gol, dar na. Cu Jegrova și cu Murichi puțin cam complicat. X. Bun. Mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezență. Atât pentru moment. Ne revedem după această partidă.